Cine ne poate aminti care a fost tema ultimii noastre, ultima noastră lecție care am avut-o împreună? Mai ține cineva aminte? Iona a fost duminică, într-adevăr, fratele Andrei a predicat din Iona de la studiu, de la ciclul nostru de studiu de miercuri seara. Dacă nu, atunci aici, misiunea mea pentru seara aceasta e și mai simplu, pot ca să țin aceeași lecție din nou. Mai țineți cineva aminte care a fost tema? Nu? Respingerea, da? Respingerea și felul în care putem confrunta această experiență a respingerii atunci când vestim Evanghelia. Este o experiență inevitabilă. Atunci când vestim Evanghelia celor din jurul nostru, vom fi respinși. Singura metodă pentru a evita orice respingere este să nu vestim. Dacă nu vestim nimănui, nu ne va respinge nimeni. Și chiar dacă înțelegem, și am încercat să înțelegem data trecută, cumva motivațiile pentru această respingere, respingerea rămâne dureroasă. Degeaba înțelegi tu care sunt motivațiile pentru care cineva respinge Evanghelia care o propovăduiești, când sora ta, fiul tău, mama ta spune nu, nu vreau să aud așa ceva, nu mă interesează, ești greșit sau greșită și vezi că relația personală este îngreunată din acest motiv, este extrem, extrem de dureros. Aș vrea să vă dau doar câteva sfaturi, câteva îmbărbătări pe această temă înainte ca să abordăm subiectul din această seară. Felul în care ar trebui ca să privim această problemă a respingerii. În primul rând, ar trebui ca să încercăm să transformăm această durere, această respingere într-o îmbărbătare pentru noi. Suferința, respingerea și alte experiențe de genul sunt o parte esențială din viața creștină. Dumnezeu așa a croit viața creștină ca să conțină și aceste experiențe care noi le-am numit negative. Dacă suferi și dacă ești persecutat chiar sau hulit sau batjocorit pentru credința ta, pentru tine, dacă ești conștient de această realitate, poate fi o îmbărbătare. Cum? Pentru că acea suferință, acea bătaie de joc, acea hulă împotriva ta pentru proclamarea credinței tale, este în sine o dovadă a credinței tale. Tu te poți bucura în acel moment, nu de faptul că cei dragi ai tăi își bat joc de tine sau de faptul că colegii tăi acum te consideră ridicol, ci știind că suferința pentru credința ta este un element esențial din viața de credință care confirmă credința ta. Altfel spus, dacă n-ai suferit vreodată pentru credința ta, este foarte greu să-ți dai seama dacă credința ta este reală sau nu. Atunci când te întâlnești cu confruntare, cu consecințe, când este un preț de plătit, Duhul Domnului lucrează în tine, te întărește și îți dă o convingere lăuntrică că tu ai o credință adevărată. Faptul că ești dispus ca să suferi pentru credința ta este o dovadă a credinței tale. Faptul că nu vrei să suferi este o dovadă a umanității tale, atât. Niciun om nu vrea să sufere. Faptul că ești dispus să suferi pentru credința ta este o dovadă a faptului că există o credință reală, supranaturală în tine. Domnul Iisus ne învață în Ioan 15, zicând în felul următor de la versetul 20, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Domnul Iisus spune foarte clar, dacă sunteți copiii mei, așteptați-vă să se raporteze lumea la voi cum s-a raportat la mine. Da? Și în felul acesta chiar puteți ști dacă sunteți copiii mei.
Foarte mulți creștini astăzi care se bucură de o popularitate imensă, universală chiar. Ei pot să stea la masă și să fie îmbrățișați și iubiți și ridicați în slave de oricine. De atei, de musulmani, de budiști, toată lumea iubește pe acești predicatori creștini. Și nu realizează că în această experiență a acceptării universale nu se face altceva decât să atestă faptul că ei nu au o credință adevărată. Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a fost luat în brațe de liderii vremii lui. Dimpotrivă, l-au persecutat și au căutat ca să îl omoare. Da? Încercarea, ne spune Biblia, încercarea, suferința, nu este ceva anormal. Este ceva normal în viața creștină și are un rol. Are un rol. Are un rol de a ne forma, de a ne șlefui și are și un rol, până la urmă, de a, cum am zis, de a ne da această siguranță în credința care Dumnezeu a pus-o în noi. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și vă veseliți la arătarea slavei Lui. Da? Ce zice Petru? Nu considerați ceva anormal că trebuie să suferiți din pricina credinței voastre. Da? Este ceva normal. Este ceva normal. Și mai mult decât atât, bucurați-vă că se întâmplă aceasta, pentru că aceasta pur și simplu adună pentru voi o glorie și o slavă cu atât mai mare. Bucuria voastră va fi cu atât mai mare în ziua în care îl vedeți pe Hristos. Putem să transformăm suferința noastră, respingerea care o întâmpinăm, într-o îmbărbătare. Și să nu ne uităm la ea ca și doar ceva negativ, doar ceva care trebuie să suferim, ci să ne uităm la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze inclusiv prin acea suferință sau acea respingere sau acea hulă care trebuie ca să o îndurăm de la alții. Și nu în ultimul rând, îmbărbătați-vă știind că suferința este ceva temporar. Suferința este ceva temporar, orice suferință ar fi. În schimb, slava și gloria lui Dumnezeu este veșnică. Este veșnică. Dacă avem de suferit, fie de la o suferință din asta, în respingerea care avem din partea celor dragi sau celor cunoscuți, fie că avem de suferit fizic pentru credința noastră, ne putem îmbărbăta prin realitatea că oricât de greu ar fi, oricât de mult ar putea dura, este temporar. Este temporar. În schimb, gloria Domnului nostru Iisus Hristos este veșnică. Al doilea rând, trebuie să fim plini de dragoste. Trebuie să fim plini de dragoste și să întâmpinăm această respingere prin dragoste. Să fim pregătiți pentru ea și nu să întâmpinăm cu ură, nu să întâmpinăm ripostând. Da? Noi nu suntem într-o luptă cu acele persoane. Noi suntem într-o luptă cu păcatul, cu satana. Da? Suntem într-o luptă pentru Dumnezeu. Noi nu am mers ca să vestim Evanghelia și să-i batem pe aia la care o vestim. Nu asta e scopul. Să le arătăm noi lor cât de tari suntem noi. Da? Noi am mers mânați de dragoste. Și chiar atunci când suntem atacați, noi tot mânați de dragoste trebuie ca să răspundem. Da? Dacă la prima insultă care o primești, dacă la prima respingere care o primești, arunci dragostea la o parte și zici, nu, acum îi dau la ăsta una de, îl bat de pământ. Cum își permite el să-mi vorbească așa? Nu face altceva și nu fac altceva decât ca să demaschez motivațiile mele adevărate. Eu nu m-am dus pentru că îmi pasă de sufletul lui etern. Eu m-am dus pentru că eu mă cred mare și tare și am vrut să-i arăt lui cât de păcătos îi. Și când m-a făcut pe mine un cretin, am zis, da? Mă lasă că-ți spun eu. Ce, eu sunt cretin? Tu ai luat 6 la bac. Eu am luat 9. Cum îmi spui tu mie că eu sunt prost? Da? Ce treabă are asta cu vestirea Evangheliei? Noi trebuie ca să întâmpinăm aceste experiențe la fel cum Domnul Iisus Hristos le-a întâmpinat. Petru ne spune în capitolul 2 felul în care Domnul Iisus Hristos a răspuns la suferință și la batjocoră. Versetul 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător.
El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănirea, pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Ce motivație minunată ca noi să acționăm în dragoste. Primul nostru instinct, da? Cineva zice ceva rău de biserica noastră. Cineva zice ceva rău de credința noastră, de o doctrină care ne este dragă. Și prima noastră reacție de multe ori este ca să-l batjocorim înapoi. Bă, du-te măi că las că știu eu cum e la voi la biserică. Voi vorbiți. Ce dăm dovadă? Dăm dovadă de dragoste? Dăm dovadă că înțelegem care este jertfa care Domnul Iisus Hristos a dat-o pentru noi? Nu. Dăm dovadă că suntem călăuziți de aceleași impulsuri, de aceleași motivații. Da? Dăm dovadă că avem nevoie de pocăință, poate mai mult decât ei. Trebuie ca să răspundem și să fim întotdeauna plini de dragoste. Petru scrie acestor credincioși în mijlocul persecuției și le spune: luați exemplu Domnului Iisus Hristos și acționați în mijlocul persecuției cum a acționat Domnul Iisus Hristos. Când a fost batjocorit, n-a batjocorit. Când a fost blestemat, n-a blestemat. Când a fost lovit, nu a lovit înapoi. Acționați cum a acționat Domnul Iisus Hristos. Și motivația Domnului Iisus Hristos este dragostea pentru copiii săi, pentru aleșii săi. Al treilea rând, trebuie ca să fim disponibili să interacționăm în mod continuu, chiar cu oamenii care ne resping. Prima reacție, sau printre primele reacții când suntem atacați sau când suntem respinși, este să ne retragem și să spunem: gata, eu nu mai am nicio treabă cu asta. Nu mai, de ce să mă tot întâlnesc eu cu omul acesta, sau să-mi bat capul cu el, numai să-și bată joc de mine. Sau numai să mă tot respingă. Dar nu este corect. Trebuie ca să fim dispuși să interacționăm în continuare, în dragoste, cu răbdare, și să fim disponibili pentru a interacționa cu aceste persoane. Doar pentru simplu fapt că cineva te-a respins sau s-a depărtat de tine, nu înseamnă că tu trebuie să faci la fel. Dacă ei te-au respins, nu înseamnă că și tu trebuie ca să-i respingi. Dacă ei s-au depărtat de tine, nu înseamnă că tu trebuie să te depărți și mai mult. Din contra, dacă ei te-au respins, reacționează în dragoste. Dacă ei s-au depărtat, da, au răcit relația, fii tu cel care se apropie. Caută-i tu, dă-le tu un telefon. Nu stai acasă și spune: măi, George nu m-a mai sunat de când am vorbit cu el din Biblie. Au trecut 5 zile. Sună-l tu. Dă-i tu un telefon. Întreabă-l tu cum stau lucrurile, da? Și caută ca să fii disponibil. Ai răbdare, fii disponibil, fii în prezența lor, fii prezent în viața lor. Pentru că doar în felul acesta poți interacționa cu oamenii și să le vestești Evanghelia. De altfel, lucrul acesta îl înțelegem în cercurile restrânse unde interacționăm cu oameni pe care îi iubim. Dacă de fiecare dată când cineva pe care îl iubești te-ar supăra, pur și simplu n-ai mai discutat cu ei niciodată, păi n-ai mai avea familie, n-ai mai avea prieteni, da? Dar pentru că sunt prietenii tăi, pentru că sunt cei dragi ai tăi, te supără și ce se întâmplă? Îți trece. Îți trece. De ce? Pentru că îi iubești. Pentru că îi iubești, da? Chiar dacă de multe ori nu-și cer iertare. Sau chiar dacă de multe ori o mai fac încă o dată. Dar din dragostea pentru ei și din dorința de a fi într-o relație cu ei, treci peste lucrurile acestea. Ei, în același fel, când mărturisim Evanghelia, vom fi răniți. Și putem să reacționăm prin a ne proteja, prin a tăia orice relație, sau putem ca să reacționăm în dragoste și fiind în continuare prezenți în viața acestor oameni. 4. Fiți perseverenți. Nu vă dați bătuți. Gata, acum ați fost respinși odată. Da, înseamnă că Domnul nu vrea să îl mântuie pe ăsta. Asta este. Gata, mă dau bătut. Da? Trebuie să fim perseverenți. Gândiți-vă fiecare cât de răzvrătiți am fost noi și cât timp a durat până când o schimbare s-a produs în viața noastră. Fiecare dintre noi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi confruntat cu Evanghelia de o multitudine de ori în viața noastră. Mulți dintre noi crescuți în biserică. Am auzit Evanghelia în fiecare duminică sau ar fi trebuit să auzim în fiecare duminică. Da? Am avut oameni în viața noastră care ne-au vestit Evanghelia, au discutat cu noi, ne-au sfătuit și așa mai departe. Și noi ce am făcut? Am respins, am respins, am respins, am respins. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu noi?
Câți mesageri ne-a trimis? Câți oameni ne-a pus în viața noastră ca să lucreze în viața noastră? Nu credeți că datorăm și noi o asemenea perseverență? Nu, gata, acum cineva ne-a respins, ți-am dat o șansă, gata, am terminat cu tine. Nu, trebuie ca să fim perseverenți. Trebuie ca să fim perseverenți, să perseverăm în misiunea de a evangeliza pe acea persoană cu care purtăm o relație. Și în ultimul rând, fiți oameni ai rugăciunii. Dacă suntem convinși și suntem convinși că Dumnezeu este Cel care determină mântuirea cuiva, că Dumnezeu este Cel care face această lucrare și nu noi, și nu omul cu care discutăm, da? Ar trebui să petrecem mult timp vorbind cu Dumnezeu despre acea persoană. Mult timp. Da? Nu ne dăm bătuți și gata, nu ne supărăm și gata, nu ne enervăm. Și de fiecare dată când suntem respinși, de fiecare dată când suntem poate chiar huliți, de fiecare dată când falimentăm, mergem și vorbim cu Dumnezeu. Doamne, uite, iar am încercat să-i spun colegului meu, iar m-a respins, iar și-a bătut joc de mine. Doamne, te rog, îndură-te de el. Te rog, îndură-te de el, deschide-i ochii. Dă-mi putere ca să-i mai spun încă o dată. Dă-mi dragoste pentru el. Mărturisește starea. Doamne, uite, îs nervos. Atâta timp am petrecut cu el. Da? Suntem prieteni, suntem colegi de ani de zile și își bate joc de mine când îi spun despre tine. Doamne, șterge din inima mea gândurile astea și sentimentele astea. Dă-mi dragoste pentru omul acesta. Dacă ești convins că Dumnezeu este suveran peste actul mântuirii, atunci stai de vorbă cu Dumnezeu despre problema aceasta. Nu doar cu colegul tău sau cu cei din jurul tău. Rugăciunea are o putere deosebită. O putere deosebită și un impact deosebit. În primul rând în viețile noastre. Ne împuternicește pe noi să facem ceea ce trebuie să facem. Da? Ne dă nouă posibilitatea să analizăm problemele din viața noastră, sentimentele care nu sunt corecte și să ne confruntăm cu adevărul Evangheliei. Și vom prinde putere ca să facem această lucrare. În această seară vrem să privim la o altă problemă sau o problemă similară și anume realitatea că nu întotdeauna Evanghelia este confruntată cu o respingere totală. Da? De multe ori este confruntată cu o respingere totală. Nu mai vreau să vorbesc despre asta. Nu mă interesează. Lasă-mă în pace. Da? Sau pur și simplu nu cred. Nu cred și atât. Am terminat. Dar, de multe ori, suntem confruntați cu întrebări sau cu obiecții la ceea ce am prezentat. Nu doar cu o respingere. Omul zice, bun, am înțeles ceea ce mi-ai spus, dar am niște întrebări. Sau am niște nelămuriri. Sau am niște obiecții la ceea ce ai spus. Și la fel cum trebuie ca să fim pregătiți pentru posibilitatea că vom fi respinși, trebuie să fim pregătiți pentru posibilitatea că va trebui să răspundem la întrebări și la obiecții. Da? Trebuie să răspundem la aceste obiecții. Nu putem numai să zicem, eu ți-am zis Evanghelia, cum ne-a învățat fratele păstor cu cele 4 puncte, gata, mi-am făcut misiunea, am terminat. Gata, de aici încolo îți dau o carte dacă vrei, în rest nu mai avem ce discuta. Nu, trebuie să fim dispuși să dialogăm, trebuie să fim dispuși ca să răspundem la aceste întrebări. Și este extrem de important ceea ce răspundem, adică conținutul răspunsului nostru, dar este extrem de important și cum răspundem. Da? Trebuie să răspundem în mod corect, în sensul că să avem o atitudine corectă și trebuie să avem un răspuns corect, adică conținutul răspunsului să fie corect. În această seară am vrea să privim câteva sfaturi biblice despre felul în care ar trebui să răspundem la întrebări și la obiecții care sunt ridicate la vestirea Evangheliei. Asta e scopul nostru, da? Suntem pregătiți pentru o respingere totală, pe de o parte, dar în același timp suntem pregătiți dacă sunt obiecții și sunt întrebări. În primul rând, trebuie să ne așteptăm la întrebări și la obiecții. N-ar trebui să ne surprindă lucrul acesta, da? Ar trebui să fie ceva cât se poate de natural. Ne așteptăm la respingere, dar ne așteptăm și la întrebări și la obiecții. Și atunci când vestim Evanghelia, cei mai mulți oameni nu vor fi de acord cu Evanghelia. Înainte ca să o respingă, înainte ca să spună că nu mai vor să discute cu tine, vor spune, eu nu sunt de acord cu ceea ce ai spus tu. Sau unii oameni nu vor înțelege ceea ce ai spus tu. Da? Ok, mi-ai spus povestea asta, dar eu nu înțeleg nimic din ce mi-ai spus.
Și trebuie să fim gata să explicăm. Și lucrul acesta este o reacție cât se poate de natural. De aceea n-ar trebui să ne surprindă. Pavel spune în 1 Corinteni 1:18, căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pierd. Însă pentru noi care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu. Deci pentru cel care nu este regenerat, pentru cel care nu este născut din nou, pentru cel care nu este luminat prin puterea Duhului Sfânt, realmente ceea ce spui tu pare o nebunie. Asta este reacția naturală. Ca tare ar trebui să te aștepți la niște întrebări. Pentru că el nu te aude și spune, oh, totul pare foarte logic. E simplu. Nu. El zice, bă, tu ești nebun? Cum poți să crezi așa ceva? Și pentru cel care nu este născut din nou, este o nebunie. Este o nebunie, da? În capitolul 2:14 din 1 Corinteni, Pavel spune, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și atenție, și nu le poate înțelege. Da? Nu le poate înțelege. Ce zice Pavel? N-are capacitatea intelectuală să înțeleagă creație, cădere, cruce, confruntare? Ba da! Nu le poate înțelege spiritual, duhovnicește, da? Nu le poate agrea. Nu poate fi de acord cu ele. Nu e doar o problemă intelectuală, e o problemă morală, e o problemă a voinței lui. Nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește, da? Altfel spus, este ceva total anormal ca cineva să accepte și să creadă Evanghelia. Nu să o respingă sau să vină cu întrebări, da? Trebuie să ne așteptăm să fie respinsă și trebuie să așteptăm că vor fi obiecții. Cu același răspuns, de altfel, cu același răspuns s-a confruntat Domnul Iisus, cu același răspuns s-a confruntat apostolii, cu același răspuns se confruntă orice om care vestește Evanghelia. Da? Țineți minte, Domnul Iisus, de fiecare dată când mergea și vestea cuvântul, predica la mulțimi mari și după aia totdeauna vineau câțiva deștepți. Doamne, avem noi o întrebare. Faină predică, am înțeles niște chestii, dar totuși avem noi o întrebare. Și de obicei, întrebările erau pe lângă, știi? El le spunea să pocăiască, le spunea ca să fugă de iad, le spunea ca să se întoarcă la Dumnezeu și ei vineau cu... Doamne, știi, să-ți imaginezi că este unul care are o soție și moare și vine frate-sor și moare și el și vine frate... Mă, mami, bun, voi sunteți... Dar Domnul Iisus tot timpul avea reacții din astea, da? Întrebări, obiecții, căutau scăpări, căutau probleme în logica lui, da? Încercau să-l împiedice tot timpul. Apostolii la fel. Vedem că trebuie ca să răspundă la obiecțiile. Apostolul Pavel, de exemplu, expune teologia și doctrina creștină în Romani și în mod constant interacționează cu un interlocutor, da? Și prevede obiecțiile lui... Și întotdeauna vine cu răspunsuri. De ce? Pentru că întotdeauna Evanghelia, chiar atunci când e înțeleasă intelectual, stârnește obiecții, stârnește întrebări. Da? Să nu ne așteptăm ca omul firesc să fie de acord cu ceea ce îi se prezintă. Biblia ne învață că trebuie să fim pregătiți să răspundem la aceste reacții naturale. Da? Trebuie să fim pregătiți și că avem datoria ca să o facem. 1 Petru 3:15. Fiți întotdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi. Da? Noi trebuie să fim pregătiți să vorbim despre credința noastră. Da? Dacă cineva ne întreabă, bine, dar cum poți să crezi asta? Trebuie să-ți explic cum poți să crezi asta, da? Trebuie ca să fim pregătiți. Trebuie să fim pregătiți să răspundem la obiecții, să răspundem la întrebări, dar nu oricum. Nu oricum, da? Petru ne spune în versetul 16 că trebuie să răspundem cu blândețe și cu teamă. Există un conținut al răspunsului nostru care trebuie să fie prezent și există o atitudine a răspunsului nostru care trebuie să fie prezent, și anume cu blândețe și cu teamă. Felul în care răspundem poate fi la fel, dacă nu mai important, decât ceea ce spunem. De multe ori avem răspunsul corect, dar spus într-un mod incorrect. Da? De multe ori știm multă carte, dar avem puțină dragoste. Da? Și asta este o mare
o mare problemă. De aceea Petru spune în versetul 16 din capitolul 3, 1 Petru, dar cu blândețe și cu teamă, având o conștiință bună, pentru că în ceea ce sunteți vorbiți de rău, cei ce vă defaimează să fie făcuți de rușine datorită purtării voastre bune în Hristos. Da? Deci ei vin și ne vorbesc de rău, ei vin cu obiecții, ei ne fac proști, ei ne fac idioți și noi răspundem în dragoste. Da? Poate nu suntem cei mai apți în răspunsul nostru, poate nu este cel mai bine argumentat, da? Dar ei nu vor putea nega comportamentul duhovnicesc al unui om care răspunde în dragoste. Și noi, cei care aderăm la așa zis teologie reformate, avem nevoie de multă muncă la categoria asta. Multă muncă. Multă muncă. I-am auzit odată un frate păstor, calvinist, la o întâlnire, rugându-se în felul următor. Și asta cumva în intimitate. Nu-i dau numele ca să... Doamne, recunoaștem că noi suntem mult mai învățați decât cei mai mulți oameni. Eu mă așteptam pentru prima dată în viața mea să văd cum se deschide cerul și un om îi trăznit din cer. Mă înțelegeți? Cunoașterea unui Dumnezeu suveran, cunoașterea unui Dumnezeu infinit, cunoașterea unui Dumnezeu cu înțelepciune infinită, da? Este un lucru absolut minunat, dar de multe ori, pentru că firea încă este în noi, facem o confundare și ne punem noi, parcă noi am fi infiniți, parcă noi am fi deosebit de inteligenți, da? Nu, Dumnezeu este. Noi nu suntem decât nimic. Și trebuie totdeauna ca să ne amintim de asta. Noi reprezentăm pe un Dumnezeu măreț. Noi nu suntem măreți. Noi reprezentăm pe un Dumnezeu infinit. Noi suntem nimica totul. Noi reprezentăm pe un Dumnezeu cu o cunoaștere infinită. Cunoașterea noastră este mică. Da? Și trebuie să răspundem întotdeauna într-un fel în care arătăm dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Trebuie să răspundem cu blândețe și cu teamă. Pavel sublinează același gând în Coloseni 4:6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Da? Totdeauna caracterizată de bunătate. Este așa de ușor să fii rău. Este natural, este perfect natural să fii rău în vorbire. Da? Este așa de ușor ca să vorbești cu atitudine superioară. Este așa de greu. Mai ales când cineva te respinge. Mai ales și când cineva te batjocorește. Să vorbești în dragoste. Să vorbești calm, să vorbești frumos și să vorbești, așa cum zice Pavel, dres de sare, adică cu cuvinte alese. Nu zici primul lucru care îți vine în gând, prima reacție, pentru că mai întâi vine ceea ce este firesc, da? Motivația noastră atunci când răspundem trebuie să fie dragostea noastră pentru cei pierduți. Asta trebuie să ne împingă. Noi nu suntem motivați de dorința de a câștiga argumente. Noi suntem motivați de dorința de a vedea oameni câștigați pentru Hristos. Noi vrem să vedem oameni mântuiți prin puterea Evangheliei. Noi nu mergem să vestim Evanghelia doar să ne dovedim nouă cât de capabili suntem noi. Măi, eu cu oricine mă pun la discuție, eu îi termin. Nu. Eu nu vreau să văd oameni terminați. Eu vreau să văd oameni mântuiți. Da? Asta este scopul meu. Trebuie să fim motivați de dragoste pentru cei pierduți. Rețineți ce zice Pavel în Romani, capitolul 9, cu versetul 3, vorbind despre dragostea care el o are pentru frații lui, adică pentru cei din Israel, da? Frații de trup, altfel, de carne. Întrucât aș vrea mai degrabă ca eu însumi să fiu blestemat și despărțit de Hristos de dragul fraților mei, al rudelor mele după trup. Ce sentiment fantastic! Ce durere pentru cei pierduți din poporul Israel! Ce durere am eu pentru cei pierduți din poporul român! Cât îți dispus ca să sufer pentru ei? Cât îți dispus ca să fiu batjocorit pentru ei? Să fiu umilit pentru ei? Sau, la prima instanță, când cineva își bate joc de mine, na, gata, tu nu mai meriți mântuirea. Tu nu meriți harul lui Dumnezeu. Tu ai bătut joc de mine. Du-te în iad. Da, Dumnezeu e suveran. Dar în momentul acela eu fac o judecată morală.
Eu hotărăsc că el nu mai merită efortul meu. Eu hotărăsc că el nu merită mesajul Evangheliei. Eu hotărăsc că el nu merită ca eu să fiu un instrument al Harului pentru el. Și asta e păcatul meu. Da? În loc să răspund într-o dragoste fierbinte pentru cei pierduți din jurul meu. Recapitulăm. În primul rând trebuie ca să ne așteptăm, ca să fie întrebări, obiecții și respingere. În al doilea rând trebuie ca să fim pregătiți ca să răspundem cu blândețe și cu teamă, da? Și asta trebuie să vină din dragoste, da? Și în al treilea rând trebuie ca să ținem minte tot timpul că puterea de a mântui se află în Evanghelia lui Hristos și nu în argumentele noastre. De multe ori noi avem impresia că, sau cel puțin acționăm în așa fel, încât credem că depinde de noi. Mi-a pus o întrebare. Ok, dacă nu-l fac harcea-parcea, îl pierd pe ăsta. Stai un pic, omule. Nu argumentarea ta îl mântuie pe om. Nu cât de bine documentat ești tu, da? Nu câtă teologie și filosofie și știință știi. E bine să le știi și trebuie să fii pregătit. Dar ălea nu mântuie. Să fie foarte clar. Dacă eu mă duc și am o dezbatere cu orice om în orașul ăsta și la sfârșit îi dovedesc că-i pe lângă, da? Și chiar el îmi dă dreptate. Domnule, ești cel mai pregătit. N-am făcut nimic dacă nu i-am vestit Evanghelia, da? În argumentele mele filosofice, științifice, logice și așa mai departe, nu există puterea mântuirii. Puterea de a mântui se află în Evanghelie. Pavel spune în Romani 1:16, căci nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Da? Pavel care folosește arta oratoriei și argumentării de plin, vine și spune, problema numărul 1 nu e să-ți demonstrezi logic că Dumnezeu ar putea exista și ba mai mult trebuie să existe. Problema numărul 1 e că tu trebuie să te confrunți cu Evanghelia lui Hristos. Pentru că în Evanghelie este puterea lui Dumnezeu. În jertfa Domnului Iisus Hristos se află mântuirea. Nu în argumentarea mea filosofică. Da? Folosim aceste unelte, cum le-a folosit și Apostolul Pavel, dar până la urmă știm că mântuirea unui om nu depinde de aceste argumente sau de capacitățile noastre. Depinde de Evanghelie și de Duhul lui Dumnezeu care aplică acest cuvânt în inimile oamenilor, da? 4. Țineți cont de faptul că nu fiecare întrebare merită un răspuns. Nu fiecare întrebare merită un răspuns. Sau cel puțin nu merită un răspuns imediat. Dacă vă uitați în Sfintele Scripturi și vedeți la felul în care Domnul Iisus tratează de multe ori confruntările care îi se adresează, observăm că de cele mai multe ori Domnul Iisus răspunde la o întrebare cu altă întrebare. E confruntat cu o întrebare, învățătorule, ce zici despre asta? Și Domnul Iisus spune, îți răspund, dar înainte să-ți răspund, zi-mi tu ceva. Da? Într-un fel, zicând, întrebarea ta nu e chiar așa de importantă. Nu toate întrebările stârnite în oameni cu o bună intenție. Nu toate sunt legitime, nu toate sunt bine intenționate. De fapt, de cele mai multe ori, întrebările nu sunt oneste. Întrebările sunt parșive, sunt cu scopul doar de a deraia discuția. Și este perfect legitim ca să spui, doamne, nu răspund la întrebarea asta. Sau nu văd ce scop are întrebarea asta în discuția noastră, da? Este perfect normal ca să răspunzi în felul acesta, da? Trebuie să discernem când o întrebare este legitimă, când este bine intenționată și când nu este. Și să înțelegem că scopul nostru și responsabilitatea noastră nu este să satisfacem orice curiozitate a unui om, da? Noi avem menirea să vestim Evanghelia, să vestim Evanghelia și să apărăm convingerile noastre în baza Scripturii. Asta e primordial. Dacă putem răspunde și la alte întrebări din Scriptură și din cunoștințele noastre, foarte bine. Dar dacă vine un om și spune, auzi, eu aș crede în ceea ce îmi spui tu dacă îmi poți dovedi nu știu ce lucru obscur. N-am nicio responsabilitate ca să-i răspund la întrebarea aia. Să zic, gata, acum o să-mi petrec toată viața ca să aflu răspunsul la întrebarea aia pentru că atunci Hristos o să mă creadă. Nici vorbă. Nici vorbă, da? Nu-i treaba mea.
treaba mea e să mărturisesc pe Hristos și pe Evanghelia Lui. Și clar că într-o discuție despre Evanghelie vor fi tot felul de întrebări, da? Vor fi tot felul de întrebări. Dar nu orice întrebare merită sau necesită un răspuns. Și mulți creștini se cramponează și se blochează. Păi dacă îmi pune o întrebare despre nu știu ce chestii. Bun, dar s-ar putea ca întrebarea să nu fie relevantă. S-ar putea ca nici el să nu știe răspunsul, s-ar putea ca nimeni să nu știe răspunsul. Să fie pur și simplu o întrebare așa, de baraj. Își bate joc de tine. Sau o pune pentru că știe că nu se poate pune răspunsul. Și este total legitim ca să vii tu cu o altă întrebare, să-l întrebi, bun, dar și ce dacă? Să zicem, dacă îți răspund, ar schimba ceva? Ar schimba ceva? Eu rețin o discuție care am avut-o, cred că un coleg de-a lui Cristi, în care l-am întrebat, măi, dacă ți-aș putea dovedi că Dumnezeu există și că tot ceea ce spun este adevărat, te-ai pocăi? Dacă aș putea să-ți dovedesc. Și a stat omul așa și după două secunde a zis, nu. Pe atunci, problema nu e răspunsul la întrebări. Problema nu e că dacă am avea suficiente dovezi. Problema nu e că dacă am ști toată știința din lume, oamenii s-ar pocăi. Problema e că oamenii urăsc lumina. Oamenii urăsc adevărul și iubesc păcatul. Și tu poți să le dovedești și să le vii cu toate argumentele din lume, da? Și ei tot vor respinge. Nu te simți inferior sau obligat să răspunzi la orice întrebare și dacă nu poți, gata, ceva nu-i bine cu tine. Nu. Ai tot dreptul ca să nu răspunzi. Sau ai tot dreptul ca să vii cu o altă întrebare. Dar nu toate merită, nu toate merită un răspuns. Proverbe 26, versetul 45 spune, nu-i răspunde prostului după prostia lui, ca nu cumva să fii tu însuți ca el. Și versetul 5, răspunde-i prostului după prostia lui, ca nu cumva să se considere înțelept. Da? Sunt momente în care zici, măi, nu e o întrebare legitimă, nu-ți răspund. Și poate e cel mai bun răspuns. Că dacă ai răspunde, i-ai legitima întrebarea. Da? I-ai da importanță. Sunt alte momente în care se pun întrebări, unele grele, și nevoie ca să fie răspuns, ca omul să fie smerit. Să zică, măi, nu știu cât am crezut că știu. Dar trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, în dragoste, în blândețe și să știm când trebuie să răspundem, când nu trebuie să răspundem, cum să răspundem și așa mai, și așa mai departe. 5. Ține cont de faptul că nu ești obligat doar să răspunzi la întrebări. Ai și dreptul să pui întrebări într-un asemenea dialog. Da? De multe ori noi avem impresia că noi suntem prezenți în discuția aia, am vestit Evanghelia și acum jobul nostru este numai să stăm și să preluăm întrebări. Nu. La fel cum colegul tău poate să spună ție întrebări, poți să-i pui și tu lui întrebări. Da? El îți pune o întrebare, pune și tu o întrebare. Da? Tu îi dai un răspuns, așteaptă un răspuns și de la el. Trebuie să fim pregătiți să răspundem, dar trebuie ca să fim pregătiți și să punem întrebări. Trebuie să punem întrebări despre convingerile lor, despre credința lor. Fiecare om are o credință. Fiecare om are un sistem de valori, fiecare om are convingeri. Să-i întrebăm, bun, dar tu de ce crezi că existăm? Sau cum am ajuns să existăm? Tu ce crezi despre asta? Sau să-l întreb, măi, tu ce crezi că se întâmplă când murim? Dar el te întreabă pe tine, tu crezi că duci în cer când mori? Ok, tu-i răspuns. Întreabă-l și tu pe el. Tu ce crezi că se va întâmpla cu tine când mori? Păi eu cred că voi deveni o floare. Da? Ești sigur de asta? Ai dovezi pentru asta? Ești dispus să-ți mizezi viața pe convingerea asta că vei deveni o floare? În bază la ce? Spune-mi și mie că dacă poți să mă convingi că voi deveni o floare și asta e adevărul absolut, voi crede și eu asta. Păi, n-am dovezi, asta e doar credința mea. A, deci ai o credință fondată pe nimic. Interesant. Da? Sunt tot felul de întrebări existențiale, întrebări importante, care avem tot dreptul ca să le punem. Poți să-l întrebi pe om, ce este binele și rău? În gândirea ta, în mintea ta, ce-i bun și ce-i rău? Da? Și de ce există binele și rău? Adică, de ce un lucru e bun și altul e rău? Cum știi că un lucru e bun și că altul e rău? Pune aceste întrebări și multe altele la care oamenii nu au răspunsuri. Cel puțin nu răspunsuri bine fondate.
Dar noi întotdeauna cumva suntem pe defensivă. Dar noi trebuie să ne apărăm, să justificăm noi punctul nostru de vedere. Află punctul lor de vedere. Să vezi cât de bine justificat e punctul lor de vedere. Și de multe ori, aceste întrebări, de altfel ușoare în sensul că simple de pus, afectează pe omul care, cu care vorbești mai mult decât răspunsurile tale. Când îi pui întrebarea ce se va întâmpla cu tine după ce mori și realizează că nu s-a gândit la asta în mod serios și că nu știe, poate cutremura pe un om. Da? El poate cutremura pe un om. Când realizează că, de fapt, el nu are răspunsuri la întrebările acestea mari. Chiar dacă el nu e de acord cu răspunsurile tale, dar el nu are răspunsurile lui. El nu e de acord cu ceea ce tu îi spui, dar el nu are nicio opinie sau are o opinie foarte prost formulată. Da? Viața noastră este plină de întrebări. Plină de întrebări la care omul nu are răspunsuri. Și nu are cum să aibă răspunsuri corecte și satisfăcătoare fără Dumnezeu. La întrebarea de ce existi, nu există răspuns corect și care să satisfacă deplin pe un om fără Dumnezeu. Nu există. El poate să vină cu orice teorii. Până la urmă va realiza, sau cel puțin dacă este onest cu sine, va simți că răspunsul acela nu îl satisface. Ceva nu e ok, ceva lipsește. De exemplu, când discuți cu oameni care argumentează pentru teoria Big Bang-ului și pentru naturalismul acesta, că totul se întâmplă în mod natural, totul este accidental. Și ei spun, totul a fost un Big Bang și în miliarde de ani și totul e un accident și totul e șansă și așa mai departe. Și după aia pui întrebarea, deci tu crezi că nu ești nimic mai mult decât un accident? Să înțeleg, tu ești o compoziție de molecule accidentare, pur și simplu la întâmplare, atât, niște molecule care în mod accidental stau la oaltă. Asta crezi tu despre sine? Nu va putea spune da. Eu n-am întâlnit un ateu care zice că da, frate, eu sunt pur și simplu o întâmplare, un accident. La fel cum masa asta, lemnul ăsta, în mod accidental, moleculele s-au format ca să creeze lemnul și eu sunt la fel. Nu sunt cu nimic mai important, mai bun decât lemnul acesta. Nimeni nu va spune asta. Pentru că răspunsul că existăm pentru că a fost un Big Bang accidental nu satisface pe niciun suflet uman. Chiar dacă îl argumentează. În sufletul lui, el simte că ceva nu e ok. El simte că el e mai mult decât un accident. El e mai mult decât niște molecule care la întâmplare stau la oaltă. Da? Fără Dumnezeu, nu există răspunsuri satisfăcătoare la întrebările existențiale. Nu există. Există întrebări argumentate, există întrebări documentate, dar întrebări care să satisfacă sufletul uman nu există. Este imposibil. Ca atare, puneți întrebări. Nu stați doar în defensivă, da? Puneți întrebări și vedeți ce răspunsuri primiți. În următorul rând, este în regulă să spui că nu știi. Este ok să spui că nu știi. Foarte mulți dintre noi nu intrăm în discuții exact din motivul acesta. Ne este frică că nu o să știm cum să răspundem. Și ca atare evităm. Păi dacă îmi pune o întrebare la care nu știu să răspund. Nu ne place să recunoaștem că nu știm. Nu ne place să spunem că nu avem răspuns. Câteodată din orgoliu nostru, să recunosc eu că-s prost. La cine îi place să recunoască că nu știe? La nimeni. Dar de altă dată din frică. Nu credem că Dumnezeu este cel care mântuie. Nu credem cu toată inima noastră. Zicem, măi, dar dacă nu răspund bine, sau dacă îi spun că nu știu, nu va mai avea încredere în mine. Și nu va mai crede ceea ce îi spun. Ai ratat obiectul exercițiului. Obiectul exercițiului evanghelizării nu ca el să te creadă pe tine. E ca el să creadă Evanghelia, să-l creadă pe Dumnezeu. Dacă el crede în tine, el nu va fi mântuit. El nu va fi un ucenic al lui Hristos, el va fi ucenicul tău. Da? El nu va fi un fiu de Dumnezeu, el va fi copilul tău în credință doar. Mă, eu cred pentru că mi-a zis Mihai. Eu cred pentru că Ciprian m-a explicat ceva. Asta nu e o credință mântuitoare. Credința mântuitoare este o credință în Evanghelie, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Hristos. Dar obiectul credinței este Hristos, nu noi. Ca atare să nu ne fie frică ca noi să ne prezentăm într-o lumină proastă prin neștiința noastră. Da, este bine să ne documentăm, este bine ca să știm răspunsul acolo unde poate fi știut, dar nu este determinant până la urmă.
Evanghelia este mesajul care mântuie, da? Nu răspunsurile noastre. De multe ori ne este frică, ne este frică ca să spunem că nu, că nu știm, că nu știm, da? Și de aici apar multe probleme. Eu câteodată discut cu oameni care au dat peste creștini din ăștia la care n-au vrut să spună, ei n-au vrut să spună că nu știu. Și au dat răspunsuri. Știi? Am întrebat, păi, de ce, cum există Dumnezeu dacă există atâta rău în lume? Și în loc ca omul să spună, nu știu, nu m-am gândit la chestia asta, vine el cu tot felul de răspunsuri. Și după aia, la ceva timp, dai peste omul acesta. Și el îți spune, a, mi-a răspuns mie un credincios la întrebarea asta și uite ce răspuns mi-a dat. Ce prostie mi-a spus. Și eu ascult relatarea experienței și zic, într-adevăr, ăla a fost un prost. Mai bine tăcea, că el nu știa răspunsul. Dar pentru că era rușine, sau pentru că orgoliul lui nu lăsa să rămână tăcut, a dat un răspuns care până la urmă a făcut mai mult rău decât bine. Și omul a plecat spunând în mintea lui, creștinismul și Biblia nu are un răspuns la problema aceasta. Sau are un răspuns foarte rău. Cum să cred eu într-un asemenea Dumnezeu? Că uite ce mi-a zis pocăitul cu tare. Pocăitul cu tare mai bine tăcea sau zicea, nu știu. Decât să vorbească precum el ar da un răspuns din Biblie sau din partea lui Dumnezeu și să plece omul de acolo crezând că ce răspuns o primit. De multe ori, de cele mai, tot timpul vom face mai mult rău dând răspunsuri la care nu știm de fapt dacă sunt corecte, decât zicând că nu știm, da? Decât zicând că nu știm. Evanghelia nu devine mai puțin adevărată pentru că nu ai toate răspunsurile. Este ceva de genul, dacă eu sau Anca fac matematică acasă cu fetele, da? Și fac tabla mulțirii. Și mă întreabă, cât e 6 ori 6? 3, 6. Cât e aia? Bun. Și la un moment dat vine și găsește într-o carte, Casey, o problemă de calcul. Nu, o ecuație de gradul 2, foarte complicată sau ceva de genul. Da? Sau cu multiple variabile sau ceva de genul, și mă pune sub nas și spune, care e răspunsul la asta? Nu știu. Da, înseamnă că toată tabla mulțirii care m-ai învățat-o e falsă. Pentru că tu nu știi răspunsul la ecuația asta foarte, foarte complicată de calculus. Da? Ar fi logic așa ceva? Nu. Tot ceea ce am învățat-o eu, din ceea ce știu despre tabla mulțirii, este total veritabil. 3 ori 3, 2, 6 ori 6, 3, 6. Faptul că nu am răspunsul la o ecuație foarte, foarte complicată nu neagă cât de adevărat este adevărul simplu, clar și corect care i-am prezentat la Casey despre tabla mulțirii. Corect? Același lucru este și cu Evanghelia. Dacă am prezentat Evanghelia în mod clar, coerent și corect din Scriptură și vine un om și spune care e răspunsul tău la cum am ajuns ca să existăm? Și tu zici, Dumnezeu ne-a creat. Și zici, nu, dă-mi un răspuns filosofic, științific. Și tu zici, măi, nu știu. Eu doar știu că Biblia spune că la început era cuvântul, da? Și că prin cuvânt au fost create toate, și că cuvântul s-a întrupat și a trăit printre noi, și că cuvântul este Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele celor ce se încred în El. Eu asta știu. Este un răspuns de 1000 de ori mai bun decât nu știu ce fantezii poți inventa tu din filosofie și ce ai văzut pe Discovery, da? De 1000 de ori mai bun. Pentru că tot ceea ce îi spui tu în răspunsul care l-am zis acum este 100% adevărat. 100% adevărat. Incontestabil adevărat, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că nu cunoști ceva nu înseamnă că mărturia ta despre cuvântul lui Dumnezeu devine mai puțin credibilă sau adevărat. Și mărturia ta va fi eficientă. Nu pentru că tu ai toate răspunsurile, ci pentru că Dumnezeu va întări acea mărturie prin puterea Duhului Sfânt. Pe asta trebuie să mizezi. Asta trebuie să aștepți. O lucrare supranaturală a Duhului Sfânt. Nu o lucrare a inteligenței tale. Da? Trebuie să fii dispus să nu știi. Și trebuie să folosești lucrul acesta chiar spre avantajul tău. Când nu știi ceva, recunoaște. Măi, uite, n-am răspuns. Dar permite-mi ca să-mi notez întrebarea asta și promit că am să o studiez în săptămâna care vine. Și ce zici, ne întâlnim lunea viitoare să mai povestim? Mai bem o cafea, fac eu cinste. Și poate până atunci am mai studiat și eu problema și am ceva de zis. Dar nu vreau să zic ceva acum pentru că nu știu, n-am considerat problema asta. Și duci lunea viitoare și mai stai la o discuție. Și iară îi mai vestește Evanghelia din Scriptură și iară vine cu o întrebare din asta de te blochează. Și zici, măi, Gheorghe,
Nici asta nu știu. Dar ce zici, ne mai întâlnim la o cafea săptămâna viitoare? Și uite așa te întâlnești la cafea săptămână după săptămână după săptămână și la sfârșit ți-ai răspuns și tu la o droaie de întrebări din Scriptură la care n-aveai răspuns și oricum trebuia ca să le știi și ai vestit Evanghelia pentru zeci și zeci de ore de-a lungul lunilor, da? Poate fi un avantaj. Tot ceea ce necesită e ca tu să fii suficient de smerit să spui nu știu. Nu știu. Nu m-am gândit la asta sau pur și simplu nu am un răspuns la așa ceva, da?